Sí, ceea ce apare în presă sunt doar pur speculații. Vreau să vă atrag atenția că la ora actuală, cu regret, legislația nu prevede o modalitate de selectare a candidatului, dar spune legislația că președintele Parlamentului propune plenului candidatul, dar de unde îl ia președintele Parlamentului nu e prevăzut. De aceea trebuie să inventăm, dar în sensul bun al cuvântului, o anumită procedură. Deja am început discuțiile, nu în alianță, ci discuțiile cu toți liderii fracțiunilor parlamentare. Consultații care va urma săptămâna asta să fie finalizată. Aș vrea să înțeleg care sunt așteptările și care este viziunea în general a lor. Și în funcție de asta voi veni cu câteva propuneri. Până la sfârșitul săptămânii, cu siguranță, avem nevoie de un anumit proces de selecție a candidatului. Sper foarte mult în câteva elemente. Profesionalism și transparență în ceea ce vom face noi. Legea prevede clar care sunt calitățile și criteriile acelei persoane pentru a deveni candidat și ulterior guvernator la Banca Națională. Vorbim despre educație, vorbim despre pregătirea profesională, experiență și, bineînțeles, reputație și integritate a acelei persoane. Iată de ce sper foarte mult că în timpul cel mai apropiat voi veni deja cu unele propuneri privind selectarea cel puțin a candidatului, ca ulterior, evident, când suntem în lucru, în prim proces al ședințelor plenare, deja să avem și numirea guvernatorului, fiindcă nu e vorba numai de numirea guvernatorului, vorbim și despre viceguvernatori și mai mult ca atât, potrivit modificărilor în legislația ce ține de Banca Națională, trebuie să numim și 4 membri așa numitului Consiliu de Supraveghere a Băncii Naționale. Foarte important, de